Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Momente emoționante pentru alegerile din anul care urmează, se așează într-un fel lucrurile, mai ales în privința administrației publice din capitală, lucrurile dau să se așeze cumva. Liberalii au făcut o mișcare spectaculoasă pe care am admirat-o și l-au pus pe domnul Bode șef de campanie. Practic crescând șansele, nu știu dacă putem să vorbim de pariuri aici, că e o industrie rofamată acum, dar practic în momentul de față are cotă foarte mică pentru câștigarea alegerilor PNL-ul de când l-au pus pe Bode. Doamne, acolo. Mine mă surprinde că au cotă. Că au cotă. Au cotă. Da, da, dacă mi-ai fi cotă. Spus că au o cocotă, aș fi putut să și nominalizez pe acolo. Domnul, da, vă rog. Domnul Buzoianu, uitați care e situația. Dacă aveți situația, da. N-avea cum să fie altcineva șef de campanie. Pentru că, deci care e miza Partidului Național Liber? Deci care e toată treaba? Că asta cu să ajunge la putere să... Nu. Bănuțul. Da. Domnul Bode este secretarul general acestui partid pentru că ține bănuțul sub mânuța sa. Sau bănuțul în mânuța sa. El controlează banii partidului. Contractele partidului. Da? Listele partidului. El e șeful, da. Banilor. Mă gândeam apropo de campanie, că a avut Începe o campanie deosebită în Afganistan și domnul Nicuciucă. Deci nu mergem pe Nicuciucă, și el a avut o campanie. În campanie, șeful de campanie are niște responsabilități care implică și bani. Un șef de campanie poate spune, domnule, mie îmi trebuie bugetul. Adică, eu trebuie să-l gestionez. Nu-l mai argumentați, atâta scuzați pe liberare. Motiv pentru care domnul Bode n-a putut să lase pe altcineva șef de campanie. Pentru că acel altcineva ar fi avut banii. I-ar fi preluat un pic din atribuții și ar fi spus, atenție, știu că potrivit statutului tu gestionezi finanțele partidului, că e secretarul general, dar acum e campanie și eu sunt șef de campanie. Motiv pentru care preia un pic controlul pe banii partidului, căci avem de câștigat niște alegeri și asta e treaba mea. Înțelege diferența între pătim de pace și pătim de război. Sunt alte reguli pătim de război. Pătim de război, sigur, se aplică legea marțială. Pătim de război că... pentru partide, da. Adică în campanie, la alegeri. Și ar fi venit un șefuleț de campanie și în vreo 2-3 luni l-ar fi făcut pe Bode absolut irelevant. De ce? Pentru că nu mai e șeful banilor. El oricum va deveni... De-aia s-a agățat cu disperare de funcția asta care... Atenție, asta e o funcție sinucigașă, domnul Buzoianu. Pentru că e una care va trebui să deconteze eșecul și lumea se va uita la omul ăsta și îl va întreba și el va veni cu același gen de situație. Tot timpul a avut starea asta de om care trebuie să explice un eșec. Eu nu știu în altă situație decât cea în care omul vine și vă explică de ce s-a întâmplat și tot timpul. Că Mădreanu ieri vorbea despre Ciucă, președintele care va trebui să își dea demisia, să plece, să la revedere drum bun dacă nu performează Ciucă, partidul. Până la Ciucă te mănâncă Bode. Dar până la Ciucă e un șef de campanie, e un secretar general. Deci sigur că președintele e responsabil. Da. Dar și mai responsabil e șeful de campanie care poate gestiona greșit campania, nu? Cel care până la urmă n-a gestionat în regulă absolut nimic, dar poate că te gândești că, bă, ceva i-a ieșit la un moment dat. Cred că asta a fost temeiul în care s-au gândit liberalii. Dom'le, totuși ar fi o idee bună. Nu se poate să nu-ți iasă absolut nimic într-una. Adică e ceva ce matematic este aproape imposibil. În egală măsură, acum dau să-l pună la candidatură la primăria capitalei, o să discutăm imediat. Pe domnul Burduja l-au azvârlit în această luptă în urma unui refuz pe care l-au primit. Să-l ascultăm pe domnul Burduja, care a fost numit șeful PNL București. Și domnul Burduja a întrebat în legătură cu campania asta electorală, zice, domnule, eu nu m-am dat niciodată la o parte de la niște alegeri. Adică omul tot timpul intră în luptă, vrea să câștige, vrea să facă, să dragă, să-l ascultăm pe Burduja și comentăm după. Niciodată nu m-am dat înapoi de la nicio bătălie electorală. Și când a fost să merg la Neamț, unde n-aveam nicio șansă să candidez la Parlament, în 2016 am făcut lucrul acesta și, cum să vă spun, chiar dacă n-am reușit atunci să intru în Parlament, acele 4 luni de zile în care am vorbit zi de zi cu mii și mii de români, au fost o experiență extraordinară, pentru că doar așa înveți, de fapt, care e nevoia omului. Și testul acesta pentru un om politic, să meargă în fața cetățeanului, să-l privească în ochi și să-i ceară încrederea, e cel mai important dintr-o carieră. N-am gonit niciodată după funcții, dar nu m-am dat niciodată înapoi de la provocări. Asta cu funcțiile, nu-mi dau seama cum se poate proba că n-a gonit niciodată după funcții. Când de-a lungul istoriei sale scurte în politică doar funcția a avut, dar pe de altă parte, domnul Zanfir, și o disfuncție, în sensul în care spune, nu m-am dat la o parte de la o campanie. Păi și ce era? Adică, până la urmă, a făcut un favor candidând. Ce explică domnul Burdujești? Domnule, am avut de ales să candidez sau să stau acasă liniștit și m-am ales să candidez. Nu înțeleg adică care poți e... Poți să te duci undeva unde mandatul e asigurat?
Da. Poți să mergi undeva unde șansele sunt mai degrabă să nu câștigi. Mm-hmm. Tu oricum pierzi timp și bani. Și da, ideea e, mă duc undeva unde consum timp și bani și nu intru în Parlament sau șansele sunt foarte mici. De ce nu sau mă duc undeva unde... Uite, domnul Ciucă, de exemplu, da, în 2020 a avut un mandat asigurat. Domnul Ciucă nu a făcut campanie, domnul Ciucă nu a investit bani în partid, domnul Ciucă a primit un mandat. Dar și locul unde a candidat domnul Burduja era ceva asigurat, pentru că până la urmă era o stare pe care a avut-o PNL-ul la momentul respectiv de dobândire de multe mandate. Adică nu era ca și cum candidat în partea unui partid irelevant și a reușit să obțină. Vorbește despre 2016. Da. Nu s-a întâmplat în 2016. N-a fost? Așa ușor? Nu era, nu. Nu. PNL-ului. Sau din ce parte a candidat el atunci în 2016? Mă, nu știu dacă era pact, era PNL. Vorbește de candidatură. De unde a izvorât el așa? Bun. În 2016 n-a intrat. Dovadă că și-a pierdut timpul și bani. Cred că la asta se referă. La asta se referă. În egală măsură, lucrurile s-au complicat un pic la nivel de capital, în sensul în care se zvonește, se discută, se pune această problemă, că domnul Ciucă i-a cerut lui Nicușor Dan să intre în PNL dacă vrea să fie candidatul PNL-ului la capitală. Trebuie neapărat să facă pasul ăsta, altfel nu se discută. Și să vedem dacă lucrurile au stat așa și ce a răspuns Nicușor Dan, pentru că l-avem în linie și spunem bună seara domnului primar al capitalei Nicușor Dan, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnule primar general, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Subiectul e unul pe care probabil îl anticipează orice telespectator, nu doar al emisiunii noastre, ci al politicii în general. Domnul Nicu Ciucă a ieșit din zona sa de confort. Președintele PNL va da practic mai mult sau mai puțin un ultimatum, în sensul în care condiționează susținerea acordată dumneavoastră pentru un nou mandat de înscrierea în PNL. Apare și domnul Burduja acum ca președinte PNL București dispus să candideze și mesajul e destul de clar. Nicușor Dan fie va fi candidatul PNL, fie va avea un contracandidat de la PNL. Răspunsul dumneavoastră care? Bun, ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri care au circulat în spațiul public. Acum eu nu pot să vă spun ce am discutat în niște discuții private, pentru că în discuții private fiecare își spune câte puțin din strategia lui, se vorbește de sondaje, unele sunt publice, unele nu sunt publice. Și pentru mine un singur lucru este foarte, foarte clar. În 2016, dreapta nu a fost unită la București și a pierdut, a câștigat PSD-ul. În 2020, cu mare efort, dreapta s-a unit la București și a scos PSD-ul de la administrația locală. Asta este singurul lucru care contează. Eu sunt optimist că o să avem înțelepciunea să facem același lucru în 2024, pentru că este ceva ce își dorește publicul de dreapta care ne-a votat pe toți. Da, și ar putea să vină să vă spună PNL-ul, de exemplu, domnul Nicușor Dan, să vină să vă spună, domnule, e bună ideea asta cu dreapta unită, haideți să ne unim în spatele domnului Furdușa. Bineînțeles că toate discuțiile sunt deschise. E o perioadă în care partidele își fac calcule, se uită la sondaje, întreabă, în cazul nostru bucureștenii, diverse lucruri prin intermediul focus grupurilor și așa mai departe. Însă mie mi-e greu să cred că în situația unor alegeri într-un singur tur o să poată, având două partide de dreapta mari în București, PNL și USR, cu scoruri aproape similare, mi-e greu să cred că un partid o să poată să spună simpatizanților lui votați candidatul altui partid dintre acestea două. Deci, asta, soluția din 2020 a fost cea echilibrată. Și soluția din 2024 trebuie să fie continuarea soluției din 2020 dacă nu își doresc un câștigător de la PSD. Ăsta e mesajul dumneavoastră. Păi nu văd altă opțiune, da. Dar luați în calcul înscrierea într-un partid de această dată, în 2024? Mi-e greu să fac asta, tocmai în perspectiva ce am spus. Adică, în opinia mea, deci discuțiile astea le-am avut de asemenea în 2020, la nivel general, nu spun ce am discutat cu cine și cu cine, da. Și până la urmă această soluție s-a dovedit a fi câștigătoare. Dar dacă partidele altele decât PNL ar accepta să susțină un Nicușor Dan candidat, membru PNL,
pentru dumneavoastră înscrierea în PNL ar putea fi o opțiune? Nu, haide să nu facem... putem să facem mii de scenarii ipotetice. Și bineînțeles că sunt câteva din aceste mii sunt și puse pe masă în diverse discuții. Dar în opinia mea, în acest moment, sunt două chestiuni care sunt foarte puternice. Unul, că trebuie să existe un candidat unic al partidelor de dreapta, ca el să câștige fața PSD, candidatului PSD. Și doi, e foarte greu ca unul din partidele mari să susține candidatul altui partid mare. Și atunci rămâne varianta unui independent care să fie susținut de partide, pe scurt. Certitudinea în care ne aflăm este că în privința Dreptei sunteți susținut de USR și de Forța Dreptei, cum se numește și partidul. Și de PMP. Nu știu dacă USR a anunțat susținerea. Nu știu dacă USR a anunțat. Niciunul din partidele astea nu a anunțat susținerea. E adevărat, am auzit. O relație foarte bună cu fiecare dintre ele, așa cum am și cu PNL-ul. I-am auzit și pe cei de la USR, pe cei de la PMP de asemenea și pe cei de Ludovic Orban de asemenea, susținându-vă, chiar dacă probabil n-au oficializat lucrul acesta, adică până acum n-are... E clară relația cu USR? Așa mi s-a părut, l-am auzit... La PMP și Forța Dreptei pot să înțeleg mesajele destul de clare. USR, nu știu, e așa... Da, nu știu, mai degrabă aș tine să cred că... Adică eu așa nu l-am auzit, nu am auzit niciodată atacându-l pe Nicușor Dan pe cei de la USR. Asta este ultima, mă refer în ultimele luni. În egală măsură, problema este undeva la PNL. Și acum vreau să vă întreb în legătură cu domnul Burduja. Dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Burduja, domnul Nicușor Dan. V-ați întâlnit cu adevărat, ați avut o relație, este liderul PNL București începând de astăzi. Da, sigur, îl cunosc pe domnul Burduja de când era liderul de, cum se numea? Nu partidul PAC. A, Liga Studenților Români de Străinătate. Liga Studenților Români de Străinătate, exact, da. Și e fostul președinte PNL sectorul 1. Sectorul 1, da. Și acum, în calitate de președinte PNL sectorul 1, am avut de discutat niște chestiuni care țineau de administrația capitalei și am avut o discuție foarte rezonabilă. Deci ați colaborat în regulă. Pe de altă parte, e o situație destul de ciudată, pentru că eu l-am reținut pe domnul Burduja extrem de prezent în Piața Victoriei, la mitingurile împotriva PSD-ului și acum să vină să dea o mână de ajutor PSD-ului intrând în această cursă fără șanse serioase, îmi dau seama totuși că va fi o situație destul de, cum să zic, de delicată pentru el să facă lucrul ăsta. Da, acum, cum v-am spus, până în momentul de față și în discuțiile din afara zonei publice și în declarațiile publice, toată lumea tatonează. Suntem într-o perioadă legitimă de căutări, nu numai în București, și în toate zonele țării, pentru 4 rânduri de alegeri. O să avem un răspuns undeva la începutul primăverii, în opinia mea. Pe vremea când domnul Ciucu era liderul PNL București, liberalii, peneliștii, v-au dat o listă de puncte pe care trebuia să le îndepliniți, să verifice dacă mandatul dumneavoastră a fost în regulă sau nu. Dumneavoastră ați răspuns la momentul respectiv. Cum s-a clarificat această situație pe care ați avut-o cu cei de la PNL? Părea o treabă limită. Domnule, trebuie văzut în mod concret. Era și Rareș Bogdan extrem de vocal pe subiectul ăsta. Domnule, trebuie văzut exact dacă Nicușor Dan și-a îndeplinit. Cum s-a clarificat această situație? Noastră le-ați răspuns, mi-aduc aminte atunci. Bun. În primul rând, noi am candidat împreună. Adică ne-a împins de la spate un public de dreapta din București. Noi am candidat împreună, am avut un program comun, PNL, USR și cu mine. Și la începutul acestui an, PNL-ul mea, când încă era domnul Ciucu, președintele Organizației București, mi-a solicitat cumva din toate proiectele pe care noi le avem în programul comun să mă concentrez pe 10 dintre ele. Da. Și asta s-a întâmplat la 1 februarie aproximativ și în jur de 31 iulie, când s-au terminat cele 6 luni, am făcut un raport complet cu aceste obiective pe care le-am transmis oficial conducerii PNL București. Așa s-a terminat. Mai departe, evident că sunt dispus să avem orice fel de discuție pe ce este de făcut pentru București, pentru că PNL București reprezintă politic acei oameni care mie mi-au dat votul în 2020.
Revenind la alegerile din 2024, revenind la alegerile din viitor, dacă în 2020 principala tema a fost aceasta a termoficării, cred că așa s-a fost percepută campania, apă ca caldă, o luptă, da, pentru căldură și apă caldă. Care credeți că e principalul subiect de discuție, miza alegerilor din 2024? Despre ce credeți că se va vorbi? Ca să ne dăm și noi seama ce fel de voce am putea asculta la anul, în eventualitatea în care, sigur, nu va fi o majoritate coagulată. Păi, eu cred că și în 2020, adică 2024 o să fie similar cu 2020 dintr-o perspectivă, în sensul că primarul în funcție era candidat. Și atunci, în mod inevitabil, ne vom uita ce a făcut primarul în funcție, așa cum ne-am uitat atunci ce făcuse primarul în funcție, care dusese primăria în faliment, Radetul în faliment. Acum, în opinia mea, trebuie să ne uităm și cred că bucureștenii sunt interesați să se uite, cu cât mai mult ne apropiem de alegeri, la un bilanț de mandat. Deci, vedem dacă orașul a progresat pe diferitele subiecte care interesează, pe căldură, pe trafic, pe transport public, pe parcări. În opinia mea, asta trebuie să fie... Asta trebuie să fie dezbaterea de campanie. Pentru că, până la urmă, și termoficarea era legată de fostul primar. Adică discuția despre termoficare, cea care a, până la urmă, a monopolizat spațiul public, avea legătură cu fostul primar și reușitele sau nereușitele sale. Exact, da. Da, exact. Marea temă a campaniei din 2020 a fost dacă guvernarea locală PSD a fost sau nu a fost dezastroasă. Noi am spus că a fost dezastroasă, doamna Firea a spus că a fost bună pe diferite aspecte și bucureștenii au votat în consecință. Bun, acum revenind la problema anterioară, sigur că planează această discuție și probabil că va fi determinant iar aspectul acesta, în sensul care urmează o iarnă, a început deja, și urmează câteva luni care ne vor clarifica dacă sau în ce măsură ați reușit să rezolvați din problema aceasta a termoficării. Dacă în parcursul acestei ierni lucrurile vor sta în regulă, probabil că veți avea, nu știu, mă gândesc, un aplomb important în cadrul campaniei. Credeți că iarna asta va fi decisivă pentru alegerile de anul viitor? Eu cred că oamenii, dincolo de modul în care media a reflectat prestația mea la primărie și a Consiliului General, eu cred că oamenii au o maturitate, bucureștenii au o maturitate și se uită la date, la faptul că s-au întâmplat niște lucruri, chiar dacă ele nu au ajuns să fie finalizate, cum e termoficarea, dar s-au dat drumul la mari de șantiere sau s-a recâștigat încrederea în privaților în primărie ca și a finanțiștilor și a firmelor de construcții în primărie. S-au adus tramvaiele, se dau drumul la marile lucrări pe liniile de tramvai, deci cred că bucureștenii vor înțelege că am făcut acele lucruri necesare, care nu se întârziau de foarte mult timp, care stau la baza dezvoltării orașului. Bine, acum promisiunea noastră n-a fost rezolvarea problemei termoficării. Am făcut câteva emisiuni înainte de alegeri și noastră a spus că promiteți că va fi din ce în ce mai bine în legătură cu această situație. Așa, asta a fost mesajul noastră înainte de alegeri, în legătură cu termoficarea. Și dacă ne uităm pe cifre, răspunsul, adică din perspectiva asta, evident că lucrurile s-au îmbunătățit. Vă aduc aminte că în iarna lui 2020 am avut două sectoare ajuns de Crăciun, când a fost și foarte frig, practic fără căldură. Da. Da. Nu mai suntem în situație, adică riscul ăla nu-l mai avem. Bineînțeles că o să mai avem avarii, dar dacă ne uităm la indici precisi, matematici, cât apă pierdem, câte avarii avem, stăm mult mai bine decât în urmă cu anul trecut, decât în urmă cu 2 ani. Asta e o chestiune pe care până la urmă o poate evalua fiecare, pentru că degeaba îi spune la televizor televiziunea cu tare că e o problemă în București cu apa caldă, cât o vreme omul are așa ceva. Adică nu e o chestiune
Ce, da, ce da, e gestionată de televizor. Oameni pe stradă, da, mă întâlnesc cu oameni pe stradă și care îmi spun, venea în 15 minute, apa acum vine într-un minut când îi dau drumul. Uh-huh. Adică, evident, în opinia mea, pentru multe zone din București, e evident progresul. Și, domnule primar, adică îmi dau seama că nu sunteți în situația de a vă face dușmani acum sau a vă atrage antipatii, mai ales din zona partidelor, politicienilor de dreapta. Dar a spus astăzi că pentru a câștiga, dreapta trebuie să aibă un candidat unic, toate partidele de dreapta trebuie să susțină același candidat, altfel va câștiga Partidul Social Democrat. Aș vrea să vă întreb, chiar e nevoie de toate partidele de dreapta ca să, dumneavoastră veți fi sigur, ca să învingeți candidatul PSD, oricare ar fi acesta? Îmi amintesc că la alegerile din 2020, ați candidat dumneavoastră care ați câștigat, doamna Firea din partea PSD și Traian Băsescu, un candidat de dreapta care a avut două mandate de președinte al României. Și domnul Băsescu știu că a câștigat puțin peste 10, aproape 11%. Și candidatul Dreptei Unite, adică dumneavoastră, ați câștigat oricum alegerile în fața doamnei Firea. Așa, da. Acum PNL-ul nu mai e PNL-ul din 2020. Nici nu cred că va candida vreun fost primar general, fost președinte al României, europarlamentar la momentul alegerilor, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România, cum a fost cazul președintelui Traian Băsescu. Deci, e măsură PNL-ul de astăzi să pună atâtea pretenții sau e posibil să se câștige alegerile și fără candidatul lor, oricare ar fi acesta? La nivel de analiză politică, tot timpul când avem alegeri într-un singur tur și avem, domnule, experiența asta, societatea se polarizează între candidații care au primele două șanse. Deci, există această posibilitate ca un candidat al Dreptei, cel mai bine poziționat candidat al Dreptei să câștige în fața candidatului PSD. Însă pentru publicul de dreapta care ne susține și ne-a susținut în 2020, ne susține pe toți, cred că ideal ar fi să facem o construcție de dreapta, o formulă de dreapta care să câștige sigur, să nu lase București PSD-ul. Și care să formeze ulterior și o majoritate în Consiliul General, presupun. E foarte importantă, desigur, da. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, mulțumim foarte mult domnului primar pentru intervenție, pentru comentariile sale din această seară. E un moment în care se discută mult despre deciziile pe care le va lua pentru a siguranța, cum zice domnul Ciucă. Bă, bună dreptate, bă, așa, da. Încă un mandat de primar pentru dreapta. În legătură București. Telefonică directă cu noi sunt reprezentanții partidelor de putere și respectiv opoziție din partea puterii, din partea Partidului Social Democrat, domnul Marius Humelnicu, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și din partea opoziției, domnul Cristian Zaidler, USR, bună seara, domnule Zaidler! Bună seara! Bună seara, amândurora, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Domnule Zaidler, aș începe cu dumneavoastră, pentru că acum articolele curg în felul următor. USR-ul a votat împotriva majorării pensiilor românilor. Pare că sunteți un dușman al pensionarilor, nu dumneavoastră personal, ci USR-ul este confirmat. Păi, stai! Dumneavoastră cum ați votat? Sau chiar și dumneavoastră. Înseamnă că și dumneavoastră personal. Ba chiar v-am văzut acolo la comisie, tot felul, încercând să sabotați demersul PSD-ului de a mări pensiile. Cam așa arată atmosfera zilei de astăzi. Domnul Zaidler, vă ascultăm. Eu vă știam, băieți, serios, dar mi se pare că ați făcut supraconsum de propagandă PSD-istă, ceea ce mă miră. Am votat, evident, împotriva acestei legi și am și spus foarte clar că ne dorim creșterea pensiilor și că această lege conține și elemente bune, elimină parte din inechitățile create de fosta lege, dar, din păcate, creează în mod conștient și intenționat noi inechități. Asta nu o spunem doar noi, au spus și cei de la Blocul Național Sindical, ca să nu fie că e un atac gratuit doar din partea opoziției. Și, în plus, această lege, de fapt, este, precum era și cea din 2019, o legiferare a unei minciuni, a unei promisiuni electorale de creștere cu 40% din bani care nu există,
a pensiilor fix cu 2 luni înainte de alegerile parlamentare, iar asta că nu există banii, iarăși nu o spun doar eu, o spune Ministrul Finanțelor, Ministerul Finanțelor, în mod concret și explicit, în avizul său pe acest proiect de lege. Am înțeles. Deci, practic, dumneavoastră veniți și spuneți că, până la urmă, soluția care ar fi fost în legătură cu pensiile? Să nu se mărească domnule Zaitler. Care ar fi fost? Ce ar fi trebuit să facă domnul Ciolacu? Ar fi trebuit eliminate inechitățile create de vechea lege și oprit acolo. Nu creat noi inechități și nu promis lucruri, bani care nu există pensionarilor. Cred că pensionarii, pe lângă o pensie decentă, merită și onestitate. Nu putem... Noi n-am făcut asta, dar noi credem că PSD nu are dreptul moral să-i mintă, așa cum i-a mințit cu legea din 2019, pentru că după ce au revenit la putere și iată, sunt deja de 2 ani la putere, nu și-au îndeplinit nici ulterior, nici măcar parte din promisiunile electorale din acea lege, deși încă o dată sunt la putere și ar fi putut dacă ar fi dorit. Nu-i oprea nimeni. Deci, domnul Humelcu, sunteți făcuți mincinoși de către cei din opoziție care vin și spun că vă bate joc de pensionari. Deci nu doar nu o să fie bani pentru aceste măriri pe care le promiteți, dar îi și mințiți livrându-le niște speranțe care nu se vor concretiza. Da, e complicat să explici că votezi împotriva unei legi bune, dar perfectibilă. Să știți că legea este bună. Nu este foarte bună, dacă vreți, da? Sau e perfectă. De ce? Pentru că am avut niște amendamente, dacă vreți. Și eu, ca și senator de Galați, am avut un amendament acceptat, votat, da, astfel încât siderurgiștii, cât și minerii, să poată, într-adevăr, după 25 de ani de contribuție, de cotizare, să poată iasă, având grupă specială și să poată iasă mai devreme. Deci, dar, în ansamblu, legea este foarte bună. De ce? Pentru că eliminăm inechitățile, ce a zis și domnul Seidler, și ceea ce a zis foarte corect, iar faptul că noi, ca și guvernanți, că vorbim de guvern, că vorbim de clasa politică, ceea ce înseamnă Senat și deputați, Senat și Camera Deputaților, trebuie, da? Nu trebuie să întrebăm 4,8 milioane de pensionați, să întrebăm de unde facem rost de bani. Trebuie să facem rost de bani. Începând cu 1 ianuarie 2024, da, avem o mărire de 13,8%. În septembrie vom avea o mărire a pensiilor. Nu trebuie să întrebăm pe pensionari, clar, de unde facem rost de bani, dar noi putem să ne întrebăm de unde faceți rost de bani? Cu siguranță trebuie, da. Păi am zis că nici n-a fost calculat impactul bugetar la legea asta. Impactul bugetar este făcut. Care e impactul bugetar? 10, 25 sau 55 de miliarde? 10 miliarde. Le-am păi da, ieri s-a vehiculat și varianta cu 55 de miliarde. Păi alții au spus 25. Nu, haideți să vedem ceea ce spune. Deci cine zice 10 miliarde? 10 miliarde. Cine zice 10 miliarde? Că instituțiile nu se înțeleg între ele. Să știți că impactul e foarte simplu de calculat. Trebuie să vă rog la tot ceea ce noi avem, înseamnă 10 miliarde, 12 miliarde dacă vreți. Păi 10 sau 12, 2 miliarde astea vi se par așa, plus minus 2 miliarde. Păi de unde banii ăștia? Ideea este, de unde? Din recuperarea TVA-ului, că nu recuperăm 36. Și cum o să-l recuperăm? Dacă acum nu recuperăm la anul, de ce recuperăm? Ce se schimbă? Va trebui să recuperăm. Și acum ar trebui să recuperăm. Deci dacă azi nu recuperăm, ce garanție avem că vor recupera la anul? V-ați spus speranțele și într-un bilet câștigător la loto? Nu, în niciun caz. De ce nu? Poate câștigați potul cel mare și veți avea bani de pensii. Păi cum să spuneți că vom colecta TVA-ul? Păi acum nu sunteți în stare, dar la anul veți fi. TVA-ul mult mai... Dar ce se întâmplă? Le mai crezi niște mâini colectorilor? De unde TVA-ul ăsta colectat bine la anul? Deja a început o digitalizare. A început digitalizarea. Și atunci domnul Cumelicu, singura digitalizare pe care am văzut-o e aia făcută de vicele de la CJ Vaslui. I-a transmis o digitalizare reporterului care îl filma. Ce digitalizare s-a făcut, domnul? Depunem dischetele, floppy disk-ul la etajul 3 la ANAF? Ce digitalizare s-a făcut? Că în urmă cu câteva luni nu mergeau site-urile. Nu se puteau accesa conturile.
Ce digitalizare s-a făcut? Față, există programe și proiecte astfel încât să putem digitaliza ANAF. Și credem și am convingerea că acest lucru... Când, adică, domnule Gumel, uitați ce se întâmplă. Dumneavoastră, la anul o să veniți cu această concluzie, uite, s-a digitalizat ANAF-ul sau e ceva pe care mi-o propuneți, o chestiune pe care mi-o propuneți undeva în perspectiva anilor următori? Adică digitalizarea se va produce înaintea creșterii pensiilor? Creșterea pensiilor se întâmplă în septembrie. Digitalizarea când? Creșterea pensiilor se va întâmpla în ianuarie. Noi, Partidul Social Democrat... Aia indexarea curată a inflației. Ok, dar întrebarea următoare, domnule... Va conține creșterea și va avea în buget bine. Această sumă. Ok, așa, dar creșterea importantă e în septembrie. Digitalizarea când e? Când o punem? Când o așezăm? Când o inaugurăm? Digitalizarea este într-o dinamică. Vorbim de 3 ani de zile, v-am zis, eu sunt președinte comisiei, am fost președinte comisiei de comunicații și tehnologia informației și inteligența artificială și vă spun că am avut și interpelare a către ANAF să ne spună care e stadiul anumitor... Întrebarea mea era destul de concretă, că până la urmă dumneavoastră ne-ați vehiculat asta ca fiind un argument concret, adică nu e o chestiune așa de perspectivă. Concret, când inaugurăm digitalizarea ANAF-ului? Concret, va fi în etape, cu siguranță va fi în etape, nu vom putea spune vreodată am digitalizat ANAF-ul, pentru că suntem într-o dinamică totală și cu siguranță mai inventează ăștia chestii noi. Cu siguranță pe inteligența artificială. Aoleo, inteligența artificială. Noi nu cu privire la inteligența artificială avem dubii, ci la cea naturală. Mai ales că vă voi cita din președintele Senatului. Da, trebuie să-l cunoașteți pentru că guvernați alături de partidul dânsului. Spune președintele PNL în felul următor. Ca atare problema pe care nu știu ce, Deci, impactul bugetar este de aproximativ 25 de miliarde pentru 2024, iar pentru 2025, din calculele de la Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, ajungem la 33 de miliarde. Dumneavoastră, puțin mai devreme ați vorbit despre 10 miliarde. Hai să spunem 12 miliarde cu generozitate. Da, domnul Ciucă îmi vorbește despre 25 de miliarde. Are dreptate, domnul Ciucă. Bun. Dar voi explic. Și aveți și dumneavoastră dreptate și cu dumneavoastră cu 10 și sigur, el cu 25. Da. Sigur, da. Vă rog. Dați-mi să vă explic. Vă rog. Deci 10 sau 12 miliarde, dacă vreți, da. Va fi impactul bugetar pentru creșterea din ianuarie 13,8, iar pentru septembrie, atunci când recalculăm toate pensiile, de ce? Pentru că le-am digitalizat, va mai fi un impact undeva de 13 miliarde. Deci impactul este de 25 de miliarde la anul. Impactul pentru finalul, pentru anul viitor, va fi de 25. Și 10, ce mi-a zis 10? Miliarde. 12 miliarde va fi 13,8%, m-ați întrerupt, iar pentru septembrie-octombrie, pentru ultimele 3 luni de zile, din anul 2024, va fi undeva la 13 miliarde. Deci, în total, vor fi 25 de miliarde. Domnul Zeidler, dumneavoastră, cum ați primit cifrele astea? Păi nu, eu nu trebuie să le primesc neapărat într-un fel, dar să știți că după ce s-au încheiat dezbaterile în Comisia de Muncă, doamna ministru a Muncii a venit și mi-a dat mie și colegii mele de la USR pe o pagină impactul bugetar calculat de Banca Mondială, spune dânsa, și acolo impactul bugetar pe anul 2024, care conține atât acel 13,8%, cât și pentru toate lunile anului viitor, evident, cât și creșterea aceea dată de recalculare pentru cele ultimele 4 luni, eu nu cred că se va întâmpla, dar în fine mergem pe scenariul ca și cum s-ar întâmpla, în total dă 30 de miliarde de lei. Pe hârtia dânsei, deci nu cifrele mele, sunt cifrele pe care le-am primit de la doamna ministru al muncii, 30 de miliarde de lei în anul 2024. Dar aș vrea să mai adaug o singură replică, care e un citat din domnul președinte al Comisiei de Muncă, un domn de la PSD, care a spus în mijlocul dezbaterilor referitor la această lege, și îl citez, e o tâmpenie sau o votăm oricum. Am încheiat citat. E o tâmpenie sau o votăm oricum? E o tâmpenie, dar o votăm oricum. Nu este. Dați-mi voie. Vă rog să liniștiți noastră. Da. Deci nu există, atunci când vorbim de legea pensiilor, atunci când vorbim de pensionari, 4,8 milioane de oameni, indiferent dacă suntem noi la putere, PSD-ul, poate să fie orice partid politic, când vorbești de pensionari și spui că există o creștere de 13,8, când spunem că vom crește din nou pe recalculare din septembrie-octombrie, trebuie să facem rost de bani. Și noi, ca Partid Social Democrat, vă spunem că avem banii și că vom plăti aceste pensii.
indiferent cine va fi, putem să nu fim noi la guvernare, cine vine, dacă va fi nici cineva în locul nostru, dar sper să nu vină, să rămânem tot noi, de ce să demonstrăm că într-adevăr ceea ce spunem e adevărat, ca de fiecare dată, vă spun că va trebui să fac acest lucru. Faptul că ești în opoziție și că încep să zici, doamne, votez împotrivă doar pentru că sunt în opoziție, nu e corect, să știți. Și nu e constructiv. Păi nu asta v-a zis. Să știți, 30 de ani în urmă. Da. Acum când noi vorbim de pensionat, când vorbim de legea salarizării, că poate să fie perfectibilă, v-am zis, a fost și este perfectibilă pentru că am avut amendamente. Eu personal cu toți senatorii și deputații din Galați și nu numai, legat de siderurgiștii noștri de la Liberty Steel. Da. Dar acest lucru nu înseamnă că legea nu este bună sau nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de... Vreun amendament depus de oameni ăștia din opoziție a trecut? Da, sigur da. Nu. Sigur, nu știu să vă spun, dar sigur în Senat am avut amendament depus de USR trecut. Nu știu să vă spun care. Păi nu, stați că Senatul nu e cameră decizională. Da, stați păi, să vă spun cum a fost în Senat, că eram acolo în comisie. Ia spuneți, domnul Zeiler, v-a trecut vreun amendament, dumneavoastră celor de la USR? În Senat a trecut un amendament al PNL susținut și de USR în Comisia de Muncă, iar în plen același amendament a fost întors de coaliția. Și oricum Senatul nu e cameră decizională pe legea asta, nu da? Iar, că ați susținut dumneavoastră un amendament PNL nu înseamnă că e un amendament al opoziției. Eu am întrebat dacă vreun amendament al opoziției se regăsește în legea așa cum a fost ea aprobată de Parlament, în legea forma finală. Nu. Bun, am înțeles. N-au avut nicio idee bună, domnul Cumelnicu, useriștii, sau auriștii, sau udemeriștii. N-au avut nicio idee bună. Eu din Senat vă pot spune că am fost de acord cu câteva amendamente legate de această lege. Faptul că nu știu dacă de la USR sau de la... A, dumneavoastră persoană a spus, dacă n-au trecut, dar până la urmă, eu am auzit-o pe doamna ministru explicând, ținând un discurs chiar în preajma domnului Zeidler, era într-o comisie acolo... Și explicând, domnule, că trebuie să facem echipă, că trebuie să jucăm în aceeași echipă. Da, că... sunt de acord să știți cu acest... Păi și cum, doamne, iartă-mă, dacă trebuie să facem echipă, nu a fost bun niciun amendament al oamenilor. Și de ce, de exemplu, a fost un amendament să eliminăm pensiile speciale, care nu aveau nicio legătură cu această lege. Și alea nu merge eliminate, normal. Nu, cu siguranță v-am zis, e un prim pas făcut de tot ceea ce înseamnă legea pensiilor speciale, dar e un alt capitol. E un alt capitol, ce nu sunt de acord. Ceea ce nu sunt de acord este acest lucru, că și domnul Zeidler este un politician tânăr. Dacă avem aceeași atitudine față de tot ceea ce se întâmplă în România, că eu sunt la putere, zic da, e bine, că sunt în opoziție, e bine, nu e bine, eu cum zic că nu e bine, nu creștem, să știți. Lăsăm la o parte, v-am zis, suntem la putere, mâine vorbim de o lege atât de importantă. E logic ce spuneți dumneavoastră. Cu siguranță, păi am avut să zic și am cu dumneavoastră și nu numai cu dumneavoastră, am un discurs... Cred eu echilibrat în care ne puteți spune o condiție bună. Ceva bun făcut de useriști când au fost la guvernare? 0 km, de exemplu, la transporturi, a fost 0 km, un lucru extra. Dacă și generația dumneavoastră, când e în opoziție critică și când e la putere, se deranjează că e critică. Spuneți-mi ceva bun! Spuneți-mi ceva bun făcut de useriști, ca să îi dați o lecție domnului Zeidler, care doar să critique știe. Ceva bun să știți este faptul că au câțiva deputați și senatori. Au câțiva deputați și senatori cu care poți avea un dialog. Ceva ce au făcut bun la guvernare pentru poporul, că au niște senatori și deputați. Păi azi ei, mâine nu-i mai ai. Din păcate nu mi-amintesc. Nimic. Doar conductele pe care le-a făcut domnul Nicușor Dan, tot ați vorbit, și termoficare, da. O să simtă bucureștenii căldura și apa caldă, o va simți în ianuarie. Lăsați că față de mandatul doamnei Firea e zăpușeală. Păi toate erau contractate de înainte. Cred că nici de pomană nu-i dădea cineva Bucureștiului un leu cât era doamna Firea primar. Era în faliment declarat aproape, declarat verbal. Declarat de dânsa. Atenție. Dânsa cu gurița dânsă i-a spus că este în faliment capitală. Și doamne iartă-mă, contractat, necontractat. Era, se plimba Godei până lume și conducea mașini de lux Godei în mandatul doamnei Firea. Știți că conducea o mașină de lux a municipalității și nu se ducea la muncă. Deci omul primise pomană de la primărie, din banii noștri, o mașină de lux pe care o conduce, se ducea el. Pe la azilu, groazii, pe unde trebuie, se ducea el. La păcănele, la manele. Fără să știe doamna Firea, trebuie să adaug. Fără să știe doamna Firea, n-avea de unde să știe. Aici vreau să adaug eu, da. N-avea de unde să știe. Era culmea să știe ce face. Exact, de unde să știe ce face omul tău de bază, corect. Domnul Zeidler, dumneavoastră puteți să spuneți ceva bun făcut de PSD? Da, orice. Să faceți echipă. Da, eu chiar pot să spun. Vă rog. Uite, faptul că au mărit și am spus-o de... Nu e prima dată când o spun.
faptul că au mărit salariile medicilor la vremea respectivă este practic unicul lucru bun pe care l-am văzut de la... Domnule, extraordinar! Da, deci, e un lucru bun. Ce lecție a primit domnul Humelnicu acum de la domnul Zaidler? Da, acum se confirmă că USR poate să recunoască atunci când e ceva bun, dar în cazul de față chiar nu e nimic bun. Dați-mi voie, când vorbiți de PSD, cu siguranță pot spune multe alte lucruri. Păi nu trebuie dumneavoastră să ziceți d-alea bune la PSD, dar la USR dacă aveți vreuna. Nu v-am zis doar faptul atât, doar 0 kilometri și... 0 kilometri. Să nu facă rău asta. Dacă n-ai făcut niciun kilometru, înseamnă că... Știți că dacă ar fi acum să intrăm într-o zonă de polemică pe marginea kilometrilor, poate e mai bine să nu facem niciun kilometru de autostradă decât să moară oameni în timp ce ne scremem să facem câțiva kilometri de autostradă. Să moară explodați oameni, da. 0 kilometri de autostradă, 0 morți. Asta acum, în mandatul ăsta, mulți morți și puțin kilometri de autostradă. Hai să, domnul Humelnicu... E alunecoasă discuția cu autostrăzile. Și mai e ceva alunecos. Numai o secundă ca să explicăm un pic și cu kilometri ăștia. Numai o secundă, domnul Humelnicu. Știți că kilometrii ăștia nu se fac așa în 5 luni. Adică nu e ca și cum e un parcurs. Adică numai o secundă. Să dăm ideea, e o revendicare ce nu are cum să aibă temei. Dumneavoastră vreați de la domnul Drulă să facă în câteva luni kilometri, dar nu trebuie să faci o licitație, nu trebuie să... Adică n-are aderență la realitate ce spuneți dumneavoastră. O, sigur, dar are, sigur. Ia ziceți, cum? Dacă vreți. Vă rog. Vă rog și după aia dăm cuvântul domnului Zaidler și după aia schimbăm subiectul. Așa că știu foarte bine ce se întâmplă la Ministerul Transportului. Într-adevăr, atunci când vorbești de infrastructură, ceea ce vă contraziceți puțin, dacă îmi dați voie și scuzați-mă pe această... Spuneți de ce, că dacă se contrazice, se contrazice. Când vorbești de infrastructură, că vorbești că e transport urban sau vorbim de autostrăzi, cu siguranță ai nevoie de licitație. Exact. Ai nevoie de cai de sace, licitație, câștigători, autorizație și încep lucrarea. Da. Ceea ce a spus dumneavoastră că nu e adevărat, că nu de pe timpul doamnei Firea, ci Nicușor Dan a făcut asta. Păi le-a făcut în mandatul lui, da. Păi numai o secundă, stați un pic, vorbim de 4 ani. E de 3 ani primar. Exact. Face 4 ani la anul de primar. Deci se văd modificările în București acum, pentru că în primii 2 ani a plătit în datorii și a început procedurile. Și anul ăsta s-a lucrat. E foarte simplu. Dacă, adică nu, e așa, asta e în București, nu, că dai, suntem născuți, noi, crescuți aici. Noi vorbeam de Drulă, care a avut câteva luni, o diferență Drulă, de 3 ani și câteva luni. Și dai cum te faci, abia registrat pe aia în birou, cum erau. Bun, domnul, stai, n-aveai ce să... Nici o înregistrare nu poți să facă. Abia a făcut o înregistrare tot mandatului. Domnul Zaidler, dacă vreți să adăugați ceva pe subiectul ăsta, dacă nu, eu vreau să vă întreb, să merg într-o... Da, pe scurt. Vă rog, scurt de tot. Atât cât Drulă a fost la Ministerul Transporturilor, a înregistrat un record, 660 și doi pe listă. Drumuri naționale și autostrăzi erau în lucru, iar de când a venit domnul Grindeanu, a reușit să anuleze 1000 de kilometri de licitații realizate cu dovezi, adică asta era și publicat, fiecare contract în parte... Puteți să cereți domnilor jurnaliști de la Ministerul Transporturilor pe accesul la informație și veți primi informațiile oficiale publicate, nu le-am inventat eu. Da, deci s-au înregistrat și altceva în afară de PSD-iști acolo. Sau peneliști, a înregistrat domnul Drulă. Peneliști înregistrat. Da. Bun. A înregistrat doar peneliști atât. Peneliști. Păi da, că PSD-iști n-am auzit să facă de-astea. Vreau să vă întreb, astăzi a avut loc o ședință secretă în Parlament. Corect. Da. Nu? Da. A avut loc o ședință secretă. Înțeleg că doamna Șoșoacă a fost extrem de vocală. O să prezentăm și noi niște înregistrări. Ne puteți spune despre ce a fost vorba? De ce a existat această natură secretă? Înțeleg că au fost difuzate imagini ale atrocităților comise de Hamas în Israel. A fost la inițiativa deputatului Comunității Evreiești, domnul Wexler. Dar de ce a avut un caracter secret această ședință și de ce nu era important ca caracterul public al acestei ședințe plenare? Domnul Zaidler, apoi domnul Humelnicu, vă rog. Aici nu e dincolo de orice chestiune partinică. Ni s-a explicat că înregistrările pe care le-am văzut de altfel sunt needitate, sunt de pe bodycam-urile teroriștilor Hamas, sunt înregistrări făcute de camerele de supraveghere, inclusiv din apartamente ale victimelor izraeliene, și la cerința familiilor, pentru că acolo, pot să spun acest lucru, în filmulețele acestea am văzut practic 138 de persoane decedate, împușcate, executate la modul cel mai barbar,
la solicitarea familiilor respective pentru ca aceste materiale să nu circule pe internet și să nu devină material de propagandă teroristă ulterioară, am fost rugați să nu înregistrăm sub nicio formă, nici poze, nici... Și de asta a fost o ședință secretă. Este singurul element care a... Eu cred că e o chestiune de bun simț, de demnitate pentru niște... Domnul Humelnicu, cum a decurs ședința de azi în perspectiva dumneavoastră? Ce credeți că va avea ca urmare în rândul Parlamentului? Eu nu cred că erau oameni care să pună sub semnul întrebării atrocitățile comise în acea zonă de război. Vă rog. Da, a fost o propunere a reprezentantului minorităților, deputatul, și m-a spus într-adevăr ce a spus și domnul Tyler, că ni s-a și spus că va fi difuzat un video. Pentru cei ce nu cred că suportă, mai bine ar fi să nu vină. Din păcate, să știți, același lucru vă spun. Trebuie să ai un bun simț, trebuie să ai o creștere, trebuie să ai un respect față de familiile celor decedați. Atunci când scoți telefonul și începi să urli în Camera Deputaților, să filmezi, după care mai scoți și spun, domnule, doar pozam pe cei ce ieșeau din sală, credeți-mă că nu da, trebuie să luăm o pauză, o să revenim cu subiectul domnul ăsta. Domnul Marius Humelnicu, Partidul Social-Democrat, senator, domnul Cristian Zeiler, deputat USR, le mulțumim amândurora pentru amabilitatea de a accepta invitația noastră. Revenim în câteva momente după publicitate. Am dat să închid acest live. Deci este interzis, ați auzit? Mi s-a comunicat că nu va fi nicio declarație de semnat, o să vedem. Da. Eu am explicat de ce era necesară secretizarea acestei ședințe. Urmau niște imagini înfiorătoare cu ce s-a întâmplat acolo de pe camerele teroriștilor Hamas. Oameni uciși, familiile ar fi vrut un pic de decență și să transmiți live imagini proiectate cu oameni uciși nu era neapărat ceva de bun simț. Dar mă rog, doamna Șoșoacă a luat-o foarte personal. Înțeleg că a și țipat cu ședința de azi. Era Palestina, Palestina. S-a lipit și de subiectul ăsta. A găsit și acolo un prilej. S-a lipit și de conflictul ăsta. Da, revenim după pauză. O să mai ai un conflict pe planeta asta între două tabere, că se interpune și Șoșoacă, că pușează și războiul. E dar e interesant care a fost partea pe care a luat-o. E interesant că a luat-o. Dar vorbim despre asta imediat. Luăm o scurtă pauză și mai vorbim.